În această vară, municipiul Baia Mare va găzdui unul dintre cele mai mari concerte din România, care crește de la an la an și care reunește pe scena sa cei mai importanți artiști din țară. Este vorba despre Forța Zoo, care anul acesta va fi organizată de Consiliul Județean Maramureș prin Organizația de Management a Destinației Maramureș, în colaborare cu grupul media de care aparține acest eveniment. În cadrul ultimei ședințe de Consiliul Județean s-a discutat despre organizarea acestui eveniment și despre beneficiile pe care Maramureșul le va avea în urma găzduirii concertului. Având în vedere amploarea și notorietatea acestui eveniment, unul dintre principalele avantaje ale organizării Forței Zoo în județul nostru îl reprezintă faptul că municipiul Baia Mare și implicit județul Maramureș vor beneficia de o intensă promovare națională. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea în comuna evenimentului Forța Zoo ediția 2024, organizat de OMD Maramureș și grupul Media Camino. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Buget finanță aviz favorabil cu suma de 1.300.000. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 8. Învățământ, cultură aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnule președinte, aș dori să intervin eu. Vă rog. Poate că nu am reușit chiar fiecare filă din proiect să-l parcurg, dar am dat buget OMD-ului de 33 de milioane. Acum mai dăm încă un proiect, încă 1,3 milioane pentru acest eveniment. Păi ei, ce fac cu banii? Am citit aici, dar cu cea 33 de milioane ce fac? Merg la discotecă? 33 de milioane, domnul Cosma. 3,3, mă scuzați. Am pus o virgulă unde nu trebuie. E o diferență. 3,3 milioane și acum le mai dăm. Aceasta este o chestiune extrem de serioasă, nu e o chestiune ce trebuie tratată în glumă. În ceea ce privește acest eveniment, este un eveniment pe care îl organizăm între Consiliul Județean Maramureș, OMD Maramureș și Grupul Media. Finanțarea acestui proiect nu a fost prevăzută în bugetul OMD Maramureș, că dacă ar fi fost prevăzută, ar fi trebuit să mărim bugetul OMD Maramureș, care și așa nu este unul foarte ridicat, având în vedere că participăm la târguri, facem o grămadă de evenimente, cum a fost și duminică la Muzeul Satului, evenimente bune pentru producătorii locali. Nu mai zic de tot felul de inițiative care se fac la nivel de județ și la târgu, să știți că s-a participat la cel mai înalt nivel. Deci, nu sunt foarte mulți bani. Înainte nu vedeați acești bani pe bune, pentru că era un bugetul Consiliului Județean Maramureș. De când avem OMD, vedeți că dăm cotizație. Avem și niște oameni acolo care lucrează. Toate aceste, sunt costuri. Faceți un calcul, o matematică simplă. Nu e nimic foarte complicat. Am reorganizat structura respectivă, au mai multe atribuții decât au avut înainte. Departament de turism tot trebuie să avem în interiorul Consiliului Județean Maramureș, pentru că altfel nu putem iniția proiecte de hotărâri și multe alte lucruri care sunt necesare. OMD-ul nu este o structură a Consiliului Județean Maramureș, ci este o structură în care Consiliul Județean Maramureș este parte. OMD-ul este o structură cu regim asociativ, cu avizul Ministerului Economiei, ca prim OMD legal constituit și funcțional la nivelul întregii țări. Următorul după noi este Iașu, așa ca să avem toate informațiile. Deci, OMD-ul Maramureș va deveni OMD-ul regional și cu satul mare și va fi principalul promotor al turismului în această zonă. Rezultatele promovării vi le voi prezenta în următoarea ședință, pentru că și eu am cerut un raport cu privire la aceste lucruri și sunt, să știți, rapoarte inclusiv ale instituțiilor naționale, nu neapărat ale Consiliului Județean Maramureș sau ale OMD Maramureș.
Acestea fiind spuse, supun la vot proiectul de hotărâre. Domnule președinte, doar trei cuvinte și nu încurc ședința. Eu aș fi fost mult mai prudent în ceea ce privește organizarea evenimentului. Sigur că suma este mare, dar nu este mare dată pentru amploare evenimentului. Evenimentul în sine merită acești bani. Necazul este altul. Suntem în campania electorală. Vedeți că ne chinuim, domnul Crăboș, te rog frumos, ne chinuim pentru 1.000.000 de lei sau 500.000 de lei să dăm la drumuri comunale și nu-i dăm. Eu, dacă eram să iau decizia, îi rugam și făceam acest eveniment anul viitor. Nu-l făceam la acesta, datorită prudenței în care trebuia să o aplic domnul în anul Cosma, acesta electoral. Asta e toată strategia domnule care o făceam. Cosma, eu acest nu aș fi proiect, făcut acest lucru. Acest proiect se realizează în 31 august. N-are nicio legătură cu campania de la locale. Dacă ar fi fost în 31 mai sau în 31 aprilie, aș fi zis, băi, uite, o să influențez electoratul din Baia Mare și din județul Maramureș ca să ies președinte primar. Domnule președinte, nu asta este problema. Problema este că trebuie să dăm bani la primar să-și poată face lucrurile, să vină în fața electoratului cu fruntea sus. Asta era singura problemă. Vedeți, eu nu m-aș fi... spuneți să dăm pomeni electorale, nu să facem ceva bun. Nu pomeni, domnule președinte. Nu? Vă dați seama cât m-am luptat în Comisia de Buget Finanțe să obțin pentru drumurile comunale 1.000.000 de lei în plus și tovarășul Marinel Covaci, că tovarășul spun, nu a fost de acord să dea numai 4 milioane e jumate ca anul trecut. Asta nu se poate, domnule președinte. Și el zice că am condus împreună Consiliul Județean. Domnule președinte, știți care e frumusețea a momentului? Mi-am aduc aminte foarte bine, în mandatul trecut, atunci când noi Consiliul Județean stăteam și eu acolo pe unde stă Doru și pe unde stă domnul Trufan, care este vicepreședinte azi, organizam și noi tot felul de evenimente, printre care Zile Maramureșului, să promovăm Maramureșul. Și atunci, începând de la domnul Marinel Covaci, care era primul cu săcurea mână, și domnul Radu Trufan, într-adevăr, atunci nu se găsea pe scaunul de vicepreședinte, că era în sediu la USR. Zicea Dăncuș cu Moldovan cu Zetea, iară să duc să bată pe picior pe banii publici, iară să duc în delegații pe banii publici. Au mâncat nu știu câte miliarde din bugetul Consiliului Județean. Domnul președinte, sunt convins că din postura de vicepreședinte sau de președinte lucrurile se văd altfel decât în sediul unui partid. Sunt convins. Sunt de acord că trebuie să promovăm, doar că care e diferența? Batem pe picior cu ansamblu și cu muzică populară, cum eram noi la Casa Moroșenilor, și aici ascultăm altfel de muzică. Ridicăm mâinile în sus. Domnule Moldovan, eu vă apreciez foarte mult și apreciez activitatea dumneavoastră și cine știe, poate o să reveniți vicepreședinte, că orice e posibil. Dar eu nu știu cum să așează majoritățile data viitoare. Dar trebuie să spunem încă o dată că aceasta este o oportunitate pentru județ. Adică nu vorbim de încă o dată de persoana mea sau a altcuiva, ci vorbim de o oportunitate pentru județ pe care consider că am dat dovadă de responsabilitate să nu o folosim în favoarea noastră. Sărbătoarea castanelor la Baia Mare costă de 3 ori mai mult, dar nu am auzit să ridicați o problemă din asta și cu un sfert din artiști. Deci aici vin 30 de artiști de talie națională dintre cei mai buni și totuși cred că va fi o chestie emblemă. Proiectul de hotărâre privind organizarea acestui eveniment în municipiul Baia Mare a fost supus votului consilierilor județeni și a fost aprobat. Concret, Consiliul Județean Maramureș se va ocupa de partea efectivă de organizare, iar grupul media de tot ceea ce înseamnă artiști și promovarea acestora.